Scenele par a fi desprinse din filme. S-a întâmplat la ieșirea din localitatea telormăneană Poroschia. La volanul mașinii parcate cu fața în sus pe stâlp a fost un tânăr. Martorii spun că cel mai probabil acesta ar fi adormit la volan. S-a trezit brusc după ce mașina s-a lovit de stâlpul de electricitate și a rămas cățărată pe acesta. Din fericire, tânărul nu a fost rănit, însă s-a ales cu o sperietură zdravănă și cu mașina avariată serios.